Bă, nu știu ce s-a întâmplat, dar de câteva zile te vine o mâță, știți cum sunt mâțile așa și tărcate, eu nu le sufăr, nu, îmi plac animalele, dar nu pe lângă mine. Te vine o mâță la noi acolo în curte, te vine o mâță în curte, bineînțeles că toată lumea s-a bucurat, vine mâța, ce bine ei, că deja au apărut șorici, că toamnă, că n-au ce mânca, toată lumea din curte a zis, gata, o ținem că e mâța noastră. O țineți de coadă, mă, că noi îi dăm de mâncare. Noi îi dăm de mâncare. Prima dată îi dă soția, o mai pisicuța, să aibă și copila și ceva să se joace. Nu puneți mâna pe ei, pe mâță, adică nu pe pisic, pe pisică, nu pe mâți. Îi dă soția de mâncare, îi dau copiii când vin de la grădi, dacă se duc. Dacă nu se duc, îi dau de 2 ori. Și soacră mea, de câte ori iese afară și iese cam de 15 ori pe zi, de atâtea ori îi dă un pliculeț cu mâncare. Pe bani. Ții, ții. Ideșania Bogoronchisi. Acum am prag, bă, i-am zis, o trecem la întreținere. Acum am prag de iarnă, când însă atâtea scumpiri tu, i-am zis, dacă vreți să o băgăm în casă, îi tăiați din coadă. Mai tăiați din ele, dă-le dracu, cum era viralul ăla. Hai, salut, vineri dimineața, cafeaua cu numărul 80 au răspuns cei peste 18.000 de subscriber pe acest canal. Pentru care vă mulțumesc și v-aș da o cafea, dar dacă voi n-ați dat. Bă, dacă voi n-ați dat, știți site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. 25.000 de neurmăritori au zis, nu e adevărat, că am primit ceva. Am fost de la Private Party cu Bob Rădulescu, știți că ați văzut vlogul, și era o trupă de tineri din Maramureș, că tineriți, dacă te uiți la ei, nu-s bătrâni. Trupa este intitulată Rolling Papers și titlul albumului este Where Do We Go? L-am ascultat, așa de fain a fost că l-am pus înapoi în țiplă. Are hituri, Simple Life, The Summer, The Way, adică Feeling Blue. M-am simțit și eu așa de câteva ori anul ăsta, dar m-am lăsat. Deci, ascultat, eu l-am ascultat pe YouTube, e minunat, e extraordinar, să vi-l cumpărați dacă aveți ureche muzicală, că statul român cumpără, nu? Ori cumpărat acum două nave pentru pompieri de la olandezi, de la rute, cum te prinde, cum te bagă pe canalul navigabil, cu 44 de milioane de euro. Ca să ne punem bine, să-i pupăm în cur cumva ca să ne bage în Schengen. De Schengen avem noi nevoie, firați voi să fiți. Ne împrumutăm. Domnule, datoria externă, pe cap de locuitor, pe cap de român, știi cât e Vlad? Datoria externă, pe care? 6.000 de ron, 6.000 de lei, 1.200 de euro. Na, cum îi plătim? Că vorba ta, tu îi plătești, robul îi N-am atâta plătești. salar. N-ai atâta salar, da? Dar băi, să mai mânci, să mai trăiești și să plătești facturi. Dar sunt bani, sunt bani, că ne împrumutăm, nu e așa? Dar când te gândești că MAPN-ul o dat mai departe radarul de la NATO, din țară, de la noi, o dat mai departe un radar NATO ca să se construiască un Lidl. Bă, pentru asta am mai pierdut 5 urmăritori. E râsul lui Vlad și Vlad chiar râde frumos. Pot să vă spun din proprie răspundere. La spectacolele la care urcăm pe scenă, la el mai mult se râde. Dacă nu râde el, râde publicul, râde el. Deci, el e om orchestră, bă, dar voi nu ați făle cu mâna cumva, că tot timpul, aici ai Vlad, no. Și vă fac cu frumos cu mâna, nu ca Rocco Siffredi, dar despre asta în spectacolul următor. S-a dus și Rocco Siffredi să-și bată carbastanul de juriu de la Ai Umor. No, mă rog, nu știu, pe cine să mai aduc în juriu? Eu am crezut că mă bagă pe mine în juriu la Ai Umor. S-a dus Bendeac, vine Bendea, no. Cum l-au băgat pe Siffredi. Da, închis, da, mă, fiți atenți. Da, nu, că puteam fi și... Asta se tai la montaj, că mi se vede frustrarea. Dar ce se caute acolo în juriu? Că îți dai seama, la tâți le-aș da 10, că-s profesor. Și la fiecare 20.000 de euro premiu. Păi se împrumută statul. Deci cum e asta? Muți radarul NATO ca să faci loc la Lidl. Vin rușii cu ce dăm. Săptămâna spaniolă. Atacă-i cu chorizo. Salam chorizo. Eu vă spun, mă, uitați discutul de la Deveselu, de baza aviatică, de la Lona. Nu, mă, faceți Coflandul, Lidl-ul, Oșanul, peste tot. Acolo ne băgăm când ne atacă și de acolo cu promoția zile, poc, găleata de portocale, buf, le-am distrus drona. Astea sunt probleme. Problema e că un om din Alba Iulia a luat amendă și s-a confiscat marfa, 2000 de 200, 200 de litri de vin. Aveam un beș 200 de litri de vin, i s-a confiscat și amendă. Din Alba Iulia, de-a meu, al pres. Omul a zis, zice, am ținut-o pentru nunta lui fiul meu. N-ai ținut-o, n-ai acte pe ea. Păi mă, când știi că urmează să fie nunta la ficior, mă, păi strângi vinul ăla bun, nu?
Ca la nuntă din Cana Galilei, să pui vinul ăla bun pe masă. Deci eu de când o afla că îi dau amendă și iau vinul, l-o pe tăt. Ce bine, că, bine că nu s-o atins de palincă. Alba Iulia, da? 100 de ani se fac azi de la încoronarea regelui, cum ar zice Ianțu, sau cum ar zice Dan Negru, regelui, hai zi regelui, zi regelui! Ferdinand, 100 de ani de când s-a încoronat la Alba Iulia, acum nu mai avem regi, nu mai avem monarhie, avem regii manelelor, regii TikTok-ului, mulțumim. Magica, ca așa, vreau. Câți avem pe TikTok, Vladule? 7000 și... Pe acolo. Și avem spectacol, joia viitoare. Înainte de următoarea cafea, joi, de la 8 seara în Florești, se redeschide atelierul de... Pizza. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare. Vin și eu și tu să vii, mergem împreună. Destul cu bucuriile, să înceapă ziua de muncă. Hocă-i vineri. Pauză de cafei, pauză de țigară și ni. Weekend prelungit. Putere musculară ca la calentiept.